Bună seara! În acest clip am pregătit nuggets de pui simpli și delicioși. Este o rețetă ușor de pregătit, nu vă trebuie foarte multe ingrediente, nu pierdeți foarte mult timp în bucătărie și dacă vă interesează ingredientele și modul de pregătire, vă invit să rămâneți până la finalul videoclipului. Eu am avut 4 cepe micuțe, un morcov, un ardei capia, o legătură de pătrunjel, o bucată de piept de pui, sare, piper, ulei de măsline, pesmet, baia de ardei dulce, care vă mai trebuie un bol, o lingură pentru amestecat, o tavă pentru cuptor, o hârtie de copt și un robot de bucătărie, un mărunțitor mai exact. Acestea sunt ingredientele pe care eu le-am folosit. Mai întâi am dat ceapa la mărunțitor. După ce am mărunțit-o foarte bine, am adăugat ardeiul și pătrunjelul. Am mărunțit și acestea, apoi am adăugat morcovul. După ce am mărunțit morcovul, am adăugat carnea. Am mărunțit foarte bine și carnea, apoi am adăugat totul într-un vas. Am început să amestec, am pus sare, piper după gust, boia de ardei dulce și curry după gust. Am mai adăugat ulei de măsline câteva linguri și câteva linguri de pesmet. Să nu fie foarte mult pesmet și foarte mult ulei, îl puneți așa după gust, cam 2-3 linguri. După ce am amestecat totul foarte bine, am încins cuptorul la 200 de grade, apoi am uns cu ulei de măsline tava hârtia pentru cuptor, apoi am format nuggets-ii, am format niște pătrățele mai groase puțin, înalte cam de 2 cm și jumătate, cam așa arată, dar puteți să-i faceți și rotunzi, eu am făcut puțin pătrați. După ce am format nuggets-ii, am dat prin pesmet, i-am lăsat așa forma puțin mai înaltă, am aplatizat ușor cu furculița, după ce am format 3 rânduri, atâția mi-au ieșit mie. Nu-i strângeți foarte tare pentru a nu se usca. I-am dat la cuptor la 220 de grade, apoi am întors și am mai lăsat și pe partea cealaltă până când s-au rumenit frumos. Eu i-am servit cu cartofii la cuptor pe care am făcut mai înainte și cu salată de varză murată. Este o rețetă ușor de pregătit. Dacă o încercați, lăsați-mi poze în comentarii sau în privat. Nu vă spun cât de bine miroase în bucătărie și ce delicios sunt. Pufoși la interior, gătiți foarte bine, puțin zemoși, parfumați și nu vă spun cât de gustoși sunt. Merg bine și a doua zi. Să aveți o seară frumoasă, cu voi a fost Adina. Vă aștept și cu alte rețete pe YouTube și aici pe TikTok. Spor în bucătărie dacă mai gătiți în această seară. La revedere!